se oferă doamnei Parfene Valentina, profesoară de limbă și literatură română, unica rămasă în viață din toți deportații din satul nostru Mileș. Stimați consăteni și onorați invitați, ziua de azi ne-a adunat pe toți aici pentru comemorarea victimilor deportărilor staliniste și foametei organizate de regimul totalitar comunist. Ne simțim onorați că la acest eveniment să avem ca oaspeți pe domnul vicepreședinte raionului, domnul Ion Munteanu. Pe doamna Guciu Ana, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Ion Hadârcă, poet, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Anatolie Arhire, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, frații Bobeică Ion, Gheorghe și Andrei, și domnul Vasile Arteni, președintele Asociației Ginta Latină din Isporeni, doamna director al Liceului Teoretic Milești, Chercheje Olga, și președintele Asociației Neodacii din Strasburg, Franța, doamna Svetlana Paladie-Bobeică, cu soțul dumneaei, domnul Gheorghe Bobeică, dumnealui, domnul Gheorghe Bobeică este unicul jurnalist de limbă română acreditat permanent la instituțiile europene, la Parlamentul European și Consiliul Europei, coordonator al Asociației Neodacii din Strasburg, Franța. Soții Bobeică de la Strasburg au aflat de manifestarea cea de azi, consacrată dezvelirii pietrei comemorative și au venit tocmai din Franța pentru a participa în mod activ la această manifestare. Dumnealor au o inimă și nu le permite a rămâne indiferenți față de tot ce se petrece în Moldova noastră. Dumnealor nu vin cu mâinile goale, ci cu dragoste și ajutoare. Ei sunt organizatorii mesei de pomenire și a concertului de la orele 17. Acesta e un adevărat gest patriotic pentru care le adresez din suflet un mare mulțumesc de la numele tuturor deportaților satului nostru și al celor decedați din cauza foametei. Numele dumnealor va figura în pomelnicul meu. Mă închin cu pietate în fața altor mari patrioți, fraților Bobeică Ion, Bobeică Gheorghe și Bobeică Andrei. Dumnealor sunt autorii acestui monument important pentru satul nostru. Acest monument va păstra în sine istoria tristă și îndurerată a părinților, buneilor, fraților ce-au suferit pe nedrept, foametea și deportările. Toți care am suferit sau suntem urmașii celor ce-au decedat în urma calvarului stalinist, să înveșnicim numele lor în pomelnicile noastre. La comemorare
e prezent și stimatul nostru protopop și parohul bisericii noastre, Cozăr Vitalie. Dumnealui e cinstea și onoarea satului Mirești și al raionului. Ne bucurăm, ne spus de mult, de ajutorul oferit cu generozitate de către domnii Gheorghe Răscoală, David Viorel, Tabără Nicolae, directorul carierii de piatră Orhei, domnului Vasile Artene, președintele Asociației Ginta Latină din Isporeni. Mulțumim profund tuturor! Ne bucurăm că la această manifestare de mare importanță este prezent și primarul satului nostru, domnul Petru Leucă. Fraților Băbeică, poftim să dezvelească acest monument. Bravo, bravo! Facem rânduiala de sfințire și deodată și litie de pomenire pentru cei adormiți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecelor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărăție, putere și slavă a Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Ziditorului și făcătorului al neamului mânesc, dădătorului darului celui duhovnicesc și dăruitorul mântuirii cele veșnice, însuți, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt cu binecuvântarea de sus, peste placa aceasta, ca într-armat fiind cu putere părării cerești, să le fie celor ce vor întrebuința ajutător spre mântuire trupească și spre apărare și spre ajutor într-o Iisus Hristos, Domnul nostru. Și binecuvântează Sfinția și placa aceasta. Și-l-o prădine dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul.
Cata este împărăție, putere și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sandru, Eugenia, Nina, Luca, Iulia, Mihail, Ana, Elena, Nina, Zinaida, Ioana, Anastasia, Alexandru, Taisia, Grigorie, Barbara, Corina, Nina, Gheorghe, Profira, Lidia, Gheorghe, Teodor, Gheorghe, Nicolae, Marco, Ana, Olga, Barbara, Nestor, Ana, Ioan, Maria, Gheorghe, Caterina, Dumitru, Zinovia, Gotlib, Ana, Mihail, Maria, Dumitru, Nicanor, Andrei, Valentina, Ecaterina, Ana Ioan, Victor, Sărutul pe Doamne, Pelagia, Sofronia, Irina, Petru, Eufimia, Alexandru, Larisa, Silvia, preotul, Maria, Ioan, Gheorghe, Emilia, Maria, Zinaida, Nicolae, Ioan, Ana, Eugenia, Nina, Luca, Iulia, Maria, Leonte, Nichifor, Teodosia, Кирилл, Дмитру, Василий, Андрей, Анастасия, Теодосия, Симеон, Дмитру, Подосковья, Василий, Дмитру, Екатерина, Георгия, Иоанна, Дмитру, Завасия, что пентру Василиса Ерте, Лор, кто-то грешала, феде вои, ши чафоры, де вои. Главный милуешь, а думал, Думнезеу, Саша, де соблетели Лору, не то зрецы, и сего дыхлец. Главный милуешь, главный милуешь. Мила лу Думнезеу, Împărăție cerurilor, și iertare greșelilor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să le cerem. Dumnezeul Duhurilor și tot trupul care pe moarte călcat și pe diavolul surpat, și de râd viață lumii tale, însăși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Ioan, Ana, Alexandru, Eugenia, Nina, Luca, Юлия, Михаил, Анна, Елена, Нина, Зинаида, Иоанн, Анастасия, Александру, Таисия, Григория, Варвара, Акулина, Нина, Георгия, Профира, Лидия, Георгия, Теодор, Георгия, Николай, Марку, Анна, Ольга, Варвара, Нестор, Анна, Иоанн, Мария, Георгия, Екатерина, Дмитру, Зиновия, Анна, Михаил, Мария, Дмитру, Никанор, Андрей, Валентина, Екатерина, Георгия, Анна, Иоанн, Виктор, все человек, что упомянут, на лук ламината, на лук увердяться, на лук диодихна, de unde au fugit toată durerea între stare și suspinare. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu gândul sau cu lucrul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, Doamne, iartă-le! Dumnezeu să ierte! Că nu este om care le să fie vin să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptatea în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești înviere și viață și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm,
împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, celor ce s-au pomenit, cele fălor veșnică pomenire. Sufletele lor într-o bunătăți vor să lășluim. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și pomenirea lor din neam și în neam. Veșnică pomenire. Se oferă primarului satului Milești, domnului Petru Leucă. Onorat asistență, avem onoarea ca satul Milești, la Ion Spodem, să fie instalată o placă de memoria deportatului. Consiliul local a susținut acest proiect înaintat de familia Bobeică, Asociația Genta Latină, Asociația Neo Daci din Strasburg. Le aducem mulțumiri pentru munca care au depus-o pentru instalare. Și acest proiect este o participă din proiectul care se mai este la moment în fază de proiectare. Și proiectantul este domnul Andriuță, nepotul primarului Iona Andriuță, care a fost deportat în 1940. Deci aduc mulțumiri încă o dată tuturor care au participat. Consiliul local promite că va organiza în localul muzeului o expoziție dedicată deportaților și tuturor care au suferit în urma foamei. Iar acum cuvânt se oferă fraților Bobic. Bună ziua, stimați săteni! Eu, ca frate mai mare, să iau eu cuvântul. Stimate domnule primar, stimați deputați, stimate domnul președinte a raionului, stimați invitați, oaspeți, cu această ocazie, noi, frații Bobeică, suntem foarte bucuroși că ați venit la această ceremonie pentru inaugurarea acestei pietre comemorative care să aduc aminte de suferințele pe care au trecut, poporul nostru și, sătenii noștri. Noi cu frații am hotărât că din sursele proprii să contribuim și să facem acest monument. L-am adus, l-am instalat încă din copilărie. Pe vremurile acelea, tata ne-a povestit despre perioada aceea greacă prin care a trecut locuitorii noștri. Și iată, acum eu văd aici un copil care mi-a spus că copilul ăsta a fost tăiet și mâncat de o să-l mănânce în vremea foamei. Tata-mi povestea atunci că el fiind medic, o mărs cu poliția la fața locului. Când a intrat în casă, ficatul, maierile fierbeau într-o castrule
iar carnea era într-o alghiuță sub pat. Eu chiar am ajutat de pus în... Și da, ați fost ca martor. Și iată la ce a dus regimul ăsta comunist, care prin ca să dea postavcă la stat, scutura din pod la oameni și lumea au rămas că mureau de foame și totodată, prin anii 40. Eu mă uit aici, este tabloul ăsta, vedem 52 de familii deportate din sat. Iată ultimii doi, talpă Ion și talpă Victor, erau vecini, gard în gard cu noi, care au fost deportați. Noi nu i-am apucat, nu era pe vremea aceea, nu eram, dar părinții ne-au povestit despre chestii. Și e foarte interesant, mă uit toate aceste fotografii care ne arată situația care era în acest timp. Deci, cu eforturi nu prea mari în trei, deci poate de... Am început aceasta și cred că s-a continuat, după cum v-a spus și domn primar, că aici vor mai fi monumente, și persoanele care din localitatea noastră, că din Milești, născuți aici, care au posibilități financiare, poate să contribui și să continuăm mai departe să acest memorial să adunăm. Folosindu-mă, eu acum lucrez ca primar a orașului Vatra și folosindu-mi de ocazia că sunt deputații din Parlament aici, aș vrea să mă adresez deputaților. Eu am scris de două ori fostului ministru al culturii și a doilea ministru al culturii, Focșa, o scrisoare prin care am cerut să dea o hotărâre de guvern pentru a inaugura un monument de for public în orașul Vatra. Deci, n-am primit niciun răspuns de la dânșii. Am scris a doua oară că nu cer finanțe de la guvern. Am să facem din forțele proprii. Și tot niciun răspuns și până acum, de 3 ani de zi, ca să facem un monument de for public, este necesar o hotărâre de guvern. Așa n-al poți inaugura, n-al poți să construi, să-l proiecta și așa mai departe. Acolo sunt mai multe momente, acolo când, iată, aceasta este o carte despre orașul Vatra. Putem să dăm și deputaților pe o carte. Aici este și un monument a românilor căzuți în 18 pentru eliberarea Basarabiei. Și el acum stă într-o paraje, știi, pe teritoriul organizat și am vrut ca atunci să mutăm și monumentul ăsta. Și monumentul ăsta să-l mutăm acolo. Deci cu această ocazie, asta pe scurt, asta sunt problemele mele, acolo cu ocazia că sunt deputații aici, de ce m-am adresat. Însă să ne întoarcem la aceasta. Eu chem ca toți agenții economici, persoane ca de locuitori, foști locuitori a orașului, a satului Milești, născuți aici, să contribui să continuăm și să inaugurăm acest monument cu forță nu prea mari se poate de inaugurat. Eu folosindu-mă de moment că acolo am o organizație care se ocupă cu pietrele, am procurat această piatră, s-a făcut inscripția respectivă, ne-am consultat cu ginta latină din Misporeni, ne-am consultat cu domnul Gheorghe Bobeică, reportorul de la Strasburg, și cu textul, cu doamna Valentina Parfini. Doamna Valentina Parfini e unica persoană care a rămas în viață, nu, probabil mai sunt de-a noștri, care nu s-au întors, că nu le dă de voie să întoarcă, erau dușmani ai poporului. Și probabil mai trăiesc pe alte părți, dar care s-au întors aici în Milești înapoi. Cu această ocazie, noi am vrea să-i dăm lui doamna Valentina un ajutor material. Fiindcă a deportat, domnul fratele Andrei, dăm un ajutor material de 1000 de lei. Din partea noastră.